dat cu porc. Bun, restul, vizia, drag. Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a hope I'll never know. A lifetime of I love you. Two hearts, one beat. You whisper to me, be mine for a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know you've waited every week. And here we are for a lifetime. Adunare de aici de la Soclu Mare. V-aș ruga pe fiecare să-mi dați puțin ascultare. Să vă spun și eu ceva. Să vă spun menirea mea. Sunt un sol trimis de o fată ce ne așteaptă îngândurată. M-a rugat cu lacrimi sfinte cum aș via ei părinte. Să caut casa ce-am găsit și prințul drag de ea iubit. Că ea de astăzi vrea să fie cea mai fidelă soție. Și ea la rândul ei ar vrea. Să fii și tu la fel ca ea. Deci să trăiască mirile nostru bun. Că-i mândru ca un pământ. De când o zis că se însoară, plâng fecele de somoară și din țară și de afară. După nenumăratele zile care le-ai vorbit cu a ta împărăteasă și cu frumoasa mireasă, astăzi te sortită ție să pornești la cununie. Dar înainte de plecare, poți să dai simbolic o sărutare și frumos le mulțumește celor ce te-au putut crește. La părinți, la toți cei care grijă de tine au avut, până mare ai crescut și în toate te-au ajutat, până acum l-am surat. Și la toate persoanele de față. Și la toate mândrile pe care le-ai strâns tu în brață. Așa, înainte de plecare, v-aș ruga pe fiecare, noi mergem după nenaș. De la nenaș mergem după mireasă. V-aș ruga să mergem doi câte doi, cum se merge pe la noi. Câte doi și câte patru, ca să nu ne râdă satul. Și cu cine vă întâlniți, cu rachib să-i omeniți. Și ca toate lucrurile să fie bune, înainte de plecare aș vrea să fac o rugăciune, se poate? Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău. Fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, cum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în spită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava în veci de veci. Amin. Dacă mire așa frumos avem, domnișoare așa frumoasă, frumoase avem, nuntași așa minunați, cu părinți, cu toți, muzică bună avem, după nenaș, hai să plecăm, marș! Thank you.
că băiați de aici. Gata. Wow. Acum se închide. Așa, exact. Și zâmbete, grijă la expresia feței tu. Bine, n-o să ai lumină prea mult. Ia uite-te spre lumină mult încolo. Uite ce fain se vede. Ai făcut strâns, Diana, da, nu? Da, așa? Da. Așa, a venit. Foarte mult. Și acum la... Să zici când ești gata. Da, hai bă, să tot vin. Hai să tot vin. Eu n-am cu ce. Ei, pune! Nu mai ești. Nu mai dă mare. Mare. Hai, lăsă mine. Acum hai, lăsă. Mine să ai pe noroc. Bună ziua, prea cinstiți cuvăți primari, oameni buni și gospodari. Ne bucurăm că v-am găsit, vă mulțumim că ne-ați primit. După cum vedeți și dumneavoastră, eu am venit cu lumea de azi. Dar dumneavoastră aici, de față, fiindcă de doi tineri sunteți sportiți, cu noi la drum să porniți. Dar cum aș putea să fie așa? Da, o lângănașă, că e tare de lângănașă. Să rămâne în așa mare, am venit la dumneavoastră ca frumos să te gătești, cu noi la drum să porniți. Să le ieșim pe nașul mare. Păi frumos, minune mare, tot puțin în urmă mare. Amândoi să vă gătați și pe fiind să-i cumulați. Mai pot să trec o dată? Ok. Să treci nașurile mare și cu nașa limitare. Dumnezeu Sfântul vă ție într-a lui împărăție. Mirele nostru! Vă spune cu bucurie și vă mulțumește că ați ales să le fiți martori la această comunie. Eu și noi toți de față vă zic sănătoși să fiți și mai mulți ani să ne trăiți. Înainte de plecare, eu am o întrebare și pentru nașul mare. Înainte de a pleca, îndrăznesc ca pentru ceva. Mai cu mult, băi, fii normal. Lasă-mă bine o trebuie pe nașul, că știu că e șef în clasă. Ții nașul, da? Sau da? Da. Mulțumesc, nașul, dragă, știu că ești de treabă. Să păcești și să cunoști mult ce neamuri să-ți aduni. Dacă așa naș minunat să avem, mire frumos, domnișoare, muzică bună, fotografi cei mai buni. Marșul să ne cânte, să înaintăm și după mireasă să plecăm. Bună ziua, prea cinstiți nuntași de la Mireasă. Bine v-am găsit pe toți acasă. Bine ați venit. Noi tare ne-am bucurat, dacă înăuntru ne-ați lăsat. Să ne dați un pahar cu vin și două, trei vorbe să vorbim. Ce ziceți, ne primiți orba? Vă primim. Vă mulțumim. Ne bucurăm că v-am găsit și vă mulțumim că ne-ați primit.
Și așa încetul, încetişorul, de ce am venit noi aici, o să vă spun tot adevăr. Tânărul nostru, Mire, a ținut o ședință foarte mare. O adunat aici, cum să spune la asta, adunare. Așa, un sfat o ținut și pe tăți, cum se spune, la o vorbă ne-o ținut. Și cu tăți am hotărât și am văzut că hotărârea e mare și ăsta e mai bun gensurătoare. Mă, și atunci așa o zis el, mă, dacă mi-e bun gensurătoare, hai după floare să pornim în căutare. Azi dimineață, de dimineață s-o sculat, s-o trezit, s-o sculat, haină nouă îmbrăcat, față frumos pe cap, totul pe cap, haină nouă îmbrăcat, din cea mai muzică, sau cum, din cele mai faine torocoți s-o suflat, mare oaste o adunat. În căutarea lui Floare am plecat și am umblat noi, de azi dimineață, în căutare mare, am umblat munții cu pădurile, dealurile cu văile, câmpurile cu flori, de până acum la această casă, noi ne gândim că aici această floare frumoasă și vrem să o dăm lui de mireasă. V-aș ruga așa, să vină socrul mic până la mine un pic. O să vină și soacra mică să iubească pe Petrica. Să trăiască socrul mic cu cravata până la buric. Poți să ieși de aici o gură. N-are nimic din această broască lată, cât o broască țestoasă, dar vezi? Să nu-mi gust prea tare, că te-ai părut după capul țării. O să fac și o glumă mică. Așa e vorba lui Petrică, mulțumesc frumos. Am știut că ești de treabă. Să trăiești, socule dragă, am știut că ești de treabă. Dar și soacra mică să-l iubească pe Petrică, să vină până la mine un pic? Nu, n-are nimic, nu să nu iubească, să fie sănătoasă. Au și domnișoară frumoasă, să fie sănătoasă. Acum, eu am o întrebare. Unde este această floare? Eu nu îndrăznesc, am înțeles, s-o caut, dar aș vrea, dacă aici s-ar găsi, că noi, cât am umblat, avem tânăcoape gearjin, să scoacem floarea din pământ și să o dăm la tânărul nostru Mire, să o punem la el în grădină ca să fie a lui stăpână. V-aș ruga, floarea, dacă o ți avea, să o aduceți aici, din față, ca să fie a lui Mireasă, dar, nu mă pic să așteptați. Nașule, și Mire, și tăznătaș, să aveți grijă și floarea alea să curte aici cu ce căști frumoase și multe fece frumoase. Uite ce le are. Tăce fecele ziua de azi au fustile mult crepace și pe ginăpoi, fustile mult scurtace și ginăpoi crepace. Un pic dacă ți-ai uitat drumica paralizat. Da, ce ziceți? Ne aduceți o floare să o găsim sau de aici să luăm, că uite ce frumoase. Oricare poate să fie mireasă. Îți frumoasă, îți drăguță, au și nărtuță, numai bune și drăguță. Aduceți altă floare? Aduceți să vedem că noi în dumneavoastră ne credem. Aduceți să lasă-mi set că e în rodare. Dar poți să o mai sărut odată, văd că îi place sărutată. Acum, dacă îmi dați voie, cu voia lui Dumnezeu și acolo Maica cea mare, pot să prezint o mireasa mare? Da. Stimați oaspeți, prea stimați, neamuri bune, invitați și chemați și nechemați. Asta e floarea cea frumoasă care o așteptați la masă. E crescută la ea acasă. Cu dragoste părintească și cu mană cerească. Eu, înainte de plecare, îi spun vorba cea mai mare. Ea vrea să dea o salutare și frumos le mulțumește celor ce au putut-o crește. La toți cei care grijă de ea au avut, până mare au crescut și în toate i-au ajutat până acum la mărintat. Dragă Mire, dragi nănași, totodată și nuntași, a venit această floare crescută sub soare, crescută de mamă și de tată și de maica prea curată, împreună cu a ei Mire,
la cununie să pornească și la mulți ani să trăiască.
multă sănătate de la Domnul celor care mă ascultă. Domnul ne ajută. Vreau să-mi dați cuvântul mie că plecăm la cununie. Am înțeles că ați fost la domn primar, astăzi mergem la altar. Eu doar o vorbă vă mai spun. Să dea Dumnezeu să fie într-un ceas bun. Și v-aș ruga cu toții să zicem la un loc să aibă mirii... No, no!
Dumnezeu, Alexandru Bogdan, corabă lui Dumnezeu, Ionela Narcisa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robul lui Dumnezeu, Alexandru Bogdan, corabă lui Dumnezeu, Ionela Narcisa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robul lui Dumnezeu, Alexandru Bogdan, cu roaba lui Dumnezeu, Ionela Narcisa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Narcisa, cu robul lui Dumnezeu, Alexandru Bogdan, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Cu robul lui Dumnezeu, Ionela Narcisa, cu robul lui Dumnezeu, Alexandru Bogdan, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Cu robul lui Dumnezeu, Ionela Narcisa, cu robul lui Dumnezeu, Alexandru Bogdan, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, se cunună robului Dumnezeu Alexandru Bogdan, cu roaba lui Dumnezeu Ionela Narcisa,
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Secundul năroaba lui Dumnezeu, Ionela Narcisa, acrobului Dumnezeu, Alexandru Bogdan, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Secundul năroaba lui Dumnezeu, Ionela Narcisa, acrobului Dumnezeu, Alexandru Bogdan, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Năroaba lui Dumnezeu, Ionela Narcisa, acrobului Dumnezeu, Alexandru Bogdan, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, cu mărire și cu cinste încununează pe dânșii. Și că nu vă veți abate de la datoriile voastre nici unul, nici altul, urmând ce este bineplăcut lui Dumnezeu și tuturor oamenilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, care ai venit în Cana Galilei și nunta de acolo ai binecuvântat-o, binecuvintează și pe robii tăi aceștia pomeniți, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea nunții. Binecuvintează intrările și ieșirile lor. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purea și în vecii vecilor. Dumnezeu nostru, pentru căciune prea curate Maicii sale,
ale Sfinților slăviților și lăudaților apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu încununați, tocmai cu apostoli împărații Constantin și mama sa Elena, cu ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și cu ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Sunteți amândoi din familie de creștini buni. Tu, Bogdan, mulți ani ai fost și consilier al bisericii și ai ajutat biserica după puterea ta, ca un tânăr al satului. Și iată că Dumnezeu astăzi te-a răsplătit cu o femeie vrednică, pentru că toți cei care o cunosc pe Narcisa știe că este prima în toate. Prima la orice lucru, prima la toate rânduielile pe care, iată, o femeie trebuie să le aibă în gospodăria casei sale. Dar vă mai spun astăzi că trebuie să fiți primi și la biserică și Narcisa trebuie să fie prima și la rugăciune. Prima care nu lasă candela de la icoană să se stângă și care să se roage neîncetat după porunca Apostolului Pavel pentru binecuvântarea casei ei. Părinții, iată, vă sunt alături astăzi. Dumnezeu a binevoit așa ca astăzi să fie o zi de mare bucurie. Îi mulțumim lui Dumnezeu mai întâi de toate, pentru că și fratele nostru Sorin, tata Mirelui, este împreună cu noi și Dumnezeu l-a binecuvântat cu putere și sănătate ca să se bucure de acest moment. Să-i dea Dumnezeu ani mulți de aici înainte cu sănătate, ca la anul să fie prezent împreună cu sora Zorița și cu părinții Miresei și la botez. Amin. Să dea Dumnezeu să aveți mulți copii, așa după cum ne-am și rugat. Să vă binecuvinteze Dumnezeu, că aceasta este cea mai mare binecuvântare a unei căsnicii și cea mai mare bucurie pentru părinți. Robilor lui Dumnezeu, mirii de astăzi, Bogdan și Narcisa, dă-le, Doamne, zile îndelungate și trăiește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani! Mulți ani trăiască! Marian și Ramona,
Dă-le, Doamne, zile îndelungate și trăiește într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericit să trăiți. La mulți ani, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericit să trăiți. Părinților de astăzi, bunicilor și tuturor oaspeților, dă-le, Doamne, zile îndelungate și trăiește într-o mulți ani, mulți ani. Părintele pe doar rosti câteva cuvinte, pentru că momentul la care participăm, taina la care am săvârșit-o, parcă nu era atât de împlinită dacă Dumnezeu nu trimitea parte dintr-o ceată îngerească coborâtă pe acest tărâm în mijlocul bisericii noastre și vreau să vă mulțumesc din suflet, deși am o vârstă, nu mi-a fost dat să ascult așa ceva. Să vă ține Dumnezeu darul, să vă dea putere să reprezentați tot ceea ce mai frumos să reprezentați acum, Biserica și pe Hristos, și vocile dumneavoastră din suflet vă doresc să vi le ține Dumnezeu tot așa și peste 50-60 de ani înainte. Să vă trăiască Dumnezeu, să fiți într-un bun și fericiți. Vă aștept, nu peste 50, vă aștept la un vil la Crama Lali, că am zis. Peste 50 nu mai se știu. Da. Scuze, puteți să-i felicitați și dumneavoastră, dar acum a trecut COVID-ul.